Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Brașovul Actual. Criza de rezidenți în tot județul Brașov reprezintă tema emisiunii de astăzi. Vom discuta despre acest subiect împreună cu invitatul meu, domnul conferențiar dr. Laurențiu Nedelcu, directorul departamentului de rezidenți din cadrul Universității Transilvania Brașov. Bun găsit! Mulțumesc. Domnule director, Facultatea de Medicină a primit o treime din locurile la rezidențiat pe care le solicitase. Ce s-a întâmplat? De ce doar o treime? Vorbim de 48 de locuri, mai exact. Intrarea dumneavoastră în subiect a fost extrem de abruptă. Lumea poate e sătulă de atâtea crize. Dacă discută de criză economică, criză financiară, criza refugiaților, ne mai trebuia una, criza rezidenților și avem toate supărările din lume. Haideți să-i zicem impasul, să nu apropiem chiar de marile crize, dar este un impas. Acum 10 zile a apărut pe site-ul Ministerului și în săptămânalul Viața Medicală repartiția numărului de locuri pentru pregătirea în rezidențiat în sesiunea noiembrie 2016. Și cu oarecare surpriză, uimire, am constatat că centrului nostru universitar i-au fost alocate 48 de locuri pentru pregătire în rezidențiat. Cifră care este mică față de posibilitățile noastre de instruire și față de numărul absolvenților anului 2016. La nivel național sunt 3.000, peste 3.000 de locuri. Da. Cifra totală de 3.014 locuri este repartizată de Ministerul Sănătății, probabil o direcție de specialitate, resurse umane și contencios și judiciar din, juridic din cadrul Ministerului și alocată tuturor centrelor universitare. Acum, trebuie să ne recunoaștem locul nostru în cadrul sistemului universitar. Sigur că au apărut în urmă cu 150 de ani primele universități de medicină și farmacie și respectăm valoarea deosebită, tradiția, școlile din București, Cluj, Iași, Timișoara, universități vechi, renume mare și cu pregătiri și posibilități de pregătire excepțională. Dar după 1990, au fost înființate câteva tinere facultăți de medicină în cadrul unor universități existente, așa cum s-a întâmplat și la Brașov, și la Constanța, și la Oradea, și la Sibiu. E, în timp, aceste universități și aceste facultăți s-au dezvoltat și au diversificat gama prestațiilor. Am trecut de la studiile de licență, care produceau absolvenți, am obținut studii de masterat, avem studii de doctorat, iar în plus, facultățile de medicină au și această menire de a pregăti specialiști, ceea ce se cheamă învățământ de rezidențiat. A început prin anii 95-96 pregătirea în domeniu, după aceea s-au diversificat tot mai multe specialități, astăzi am putea pregăti specialiști în 21 de specialități medicale. Care sunt variate. Medicină internă, cardiologie, chirurgie generală, pediatrie, neurologie, psihiatrie, oftalmologie, otorinolaringologie, urologie, chirurgie plastică reparatorie și estetică, microbiologie, medicina familiei, sănătate publică și management, poate am uitat una, două, 21 de specialități oferă cadru de pregătire pentru tinerii absolvenți ai facultății. Chirurgie vasculară aveți? Nu, sunt specialități care necesită, pe lângă o dotare deosebită și o experiență deosebită și ea poate fi făcută doar în unele centre universitare. Aș numi aici chirurgia toracică, chirurgia cardiovasculară, neurochirurgia, gastroenterologia pediatrică, neurologia pediatrică. Anumite specialități se pot însuși doar în centre universitare cu experiență, tradiție. Deci ne recunoaștem rolul nostru, avem calități, avem posibilități, dar totuși e bine să știm și de valoarea celorlalți, de posibilitățile lor mai mari decât ale noastre. Oricum, ați solicitat 124 de locuri, ați primit nicio treime, un număr foarte mic. Care ar fi explicația totuși, domnule director?
N-aș putea găsi explicații, aș putea pune întrebări, dar pot să vă prezint situația din ultimii ani comparativ cu situația actuală. Cum era situația, câte locuri erau în anul trecut? În vară, în mai, iunie, Ministerul Sănătății solicită fiecărui centru universitar posibilitățile de instruire în anul respectiv. Cum dăm această listă? Ce gândire avem? Să asigurăm două criterii. Pentru absolvenții promoției, să putem asigura un număr cât mai mare de locuri pentru instruire. A doua, bineînțeles, ce posibilități, unde putem instrui. Și atunci, socotind că au terminat facultatea 111 studenți și că putem pregăti în 21 de specialități, oferta noastră educațională, să-i spunem, a constat în 124 de locuri, maximum posibil de instruire, împărțit la 21 de specialități, acoperind toată gama coordonatorilor din instituția noastră de învățământ. Sigur că, se poate spune, în alții ani au fost cifre ceva mai mici. Mai mici, dar nu 48. Am avut 90, 78, între 70 și 90. O cifră acoperitoare. Dacă am considerat că din cei 111 absolvenți, 10, 15, aleg acele specialități care nu au loc în Brașov, atunci tot ar rămâne 80-90. O cifră cu care cred că bine am asigurat și un proces de învățământ bun, am acoperit și necesitățile activității medicale. 48 pare o cifră luată și mică și aleatorie, de ce nu 45 sau 51 sau nu știu, 47. Deci nu pare o împărțire după niște criterii extrem de solide. Nu pot să acuz pe cineva. De obicei, aceste informări apar pe site-ul Ministerului, deci le citești, dar nesemnate, apar în revista Viața Medicală, unde spune sunt transmise de la Ministerul Sănătății următoarele cifre, încât n-aș putea acuza pe cineva sau îndrepta vinovăția înspre cineva. Oricum, activitatea de coordonare este a Ministerului Sănătății, la urma urmei. Dar la Sibiu sunt mai multe locuri. Sigur, e o comparație. Numărul e aproape dublu la locurile pentru rezidențiat. Aceste facultăți au apărut în 1991-92, cam în aceeași perioadă, 4 facultăți noi. Cifrele au fost apropiate în anii trecuți. Acum apare totuși o disproporție. Disproporție vreau să dau cifrele, cunoașteți dumneavoastră, dar între 48 și 91 pare o mare diferență. Sigur că lucrurile s-ar putea corecta ușor, încă nu este târziu. Examenul are loc în noiembrie 2016. Repartiția lor pentru instruire va fi peste vreo două săptămâni, adică la începutul decembrie. Timp suficient să corectăm lucrurile? Cred că există. Nu afectează nimic, bugetul nu este afectat. Sunt 3014 absolvenți. Ei vor fi plătiți, bugetați din alt fond. Nu afectează fondul de salarii al unităților unde sunt încadrați. Ai trece dintr-o parte în alta, apare ceva foarte simplu. Să dau un exemplu. La București sunt 807 locuri. Se spune că vor fi numai 799. Luăm 8 și băgăm la Brașov. La Craiova sunt 272. Luăm 12 și trecem dincolo. E o problemă de funcționari care se rezolvă rapid în 5 minute, ar zice eu. Dar trebuie lucru adus la cunoștință, trebuie judecat, trebuie acceptat, chiar dacă nu mai căutăm explicații de ce s-a făcut așa acum, măcar pasul 2 să fie cel corect. Rata de reușită la rezidențiat care este? Aproape 100%. Rar dacă un candidat 2 nu reușesc, deci toți care dau acest examen capătă un punctaj care le permite să aleagă o meserie, o specialitate. Vreau să vă întreb care este rolul unui medic rezident, dar înainte de a răspunde la întrebare, vreau să vedem ce spune un proaspăt absolvent 2016 al Facultății de Medicină de la Universitatea Transilvania din Brașov. Haideți să-l urmărim.
Medic rezident, vă spun din experiența celor 3 ani de medicină clinică pe care am practicat-o alături de colegii mei, este o verigă esențială în ce înseamnă acordarea îngrijirilor de sănătate. Contactul cu pacientul care, din punct de vedere psihologic și emoțional, încă este foarte important. Și acest contact și această interacțiune la acest nivel e asigurată în primul rând de medicul rezident. Ați văzut și dumneavoastră interviul cu medicul rezident. Ce ne puteți spune? Care este de fapt rolul? A spus și el că ce face practic medicul, care este contactul cu pacientul. Medicul rezident atât se instruiește cât și participă la activitatea medicală din secții. Eu cred că el este prima persoană care spune bună dimineața bolnavului. El ar trebui să fie primul la servici și este primul la servici. El e prima persoană de contact a pacientului. Pe lângă instruire, el lucrează, deci ajută medicul, participă la demersurile medicale. Noi avem nevoie de ei și ei au nevoie de noi. Și toată asta se face sub umbrela pregătirii. Noi ni-s dragi, îi dorim, putem să învățăm, ei au ce învăța de la noi și în evoluție apare o relație de prietenie, de întrajutorare. Rolul rezidentului în spital este al celui care te face să mai uiți din greutățile spitalului, cred. Îți face mai ușoară suferința, găsește un limbaj mai apropiat de bolnav. El e primul, el e cel ce stă cel mai aproape de bolnav. Mai uiți din durere și suferință dacă te îngrijește un rezident de treabă. A fost chiar șef de promoție. Da, colegul nostru este absolvent anul acesta al facultății, un om destoinic care, sigur, la examenul ăsta va lua o notă bună și va prinde un post bun. Vorbim totuși de un deficit de medici rezidenți și nu numai, în toate spitalele din județul Brașov. Ce ne puteți spune dumneavoastră cu privire la acest deficit? Trebuie înțeles. Impas, să nu-i spunem criza. Da. Trebuie înțeles traseul rezidentului. Deci rezidentul intră în o etapă de pregătire. De la 3 ani la 7 ani. O etapă care urmează facultății. El e angajat într-o unitate, dar parcursul lui în cadrul celor 3, 4, 5 sau 7 ani este extrem de dificil. El capătă un coordonator în momentul când ajunge la post, dar după aceea trece printr-o succesiune de stagii repetate. Vă dau exemplu unui rezident de medicină internă. El trebuie să învețe 5 ani. În acești 5 ani trece prin 15 stagii diferite. Deci el învață medicina internă în mod special, aproximativ 2 ani și jumătate, iar restul timpului parcurge o serie de specialități apropiate medicinei interne, dar fără de care nu te poți desăvârși ca specialist. Adică trece 4 luni prin diabet, gastroenterologie, hematologie, pneumologie, oncologie, expertiza capacității de muncă. El parcurge o gamă mare de specialități, toate care îl ajută, toate care îl fac să devină un bun internist. În parcursul acesta de 15 specialități diferite, el lucrează cu 15 îndrumători. Deci formarea lui este complexă. Mulți oameni participă la instruirea lui. Eu, să spun, sunt coordonator de medicină internă. Dar după, rămâne sub tutela mea 5 ani. Dar el umblă în 15 locuri diferite, învață de la 15 specialiști, învață 15 specialități diferite, așa încât după cei 5 ani mai dă un examen și chiar în aceste zile dăm examen cu cei care au luat acum 5 ani Brașovul ca și loc de instruire, învață 5 ani, învață lucruri multe încât poate fi un om de nădejde după ce capătă specialitate. Este recompensat efortul? Salariile niciodată, niciodată, niciodată nu sunt și nu vor putea fi și ale lor și ale altor medici și al personalului TESA și al personalului auxiliar, toate sunt mai mici decât ar merita
E un lucru general, nu îl putem îndrepta de pe o zi pe alta. Sunt salarii mici și greutăți mult. Unde ar fi nevoie totuși de medici rezidenți? În ce secții? Unde sunt cele mai mari probleme? Acum, dați-ne câteva exemple. După explicația mea referitoare la traseu, putem înțelege că medicul rezident nu este al unei secții. El trece prin secția aia, dar nu este al unei secții. El este angajat undeva la un serviciu resurse umane, dar nu e al spitalului sau al secției respective. Deci el este binevenit oriunde ajunge. Dacă face un stagiu de cardiologie, acolo lucrează cu profesorul de la cardiologie, cu secția de la cardiologie, cu bolnavii de la cardiologie și ajută. Peste 3 luni trece la specialitatea gastroenterologie. Lucrează acolo, ajută acolo, deci nevoia este peste tot. Și respectând această curiculă de pregătire de 15 stagi, înseamnă că el în 5 ani trece prin multe locuri unde este binevenit. Și se rulează. Cei din anul 2 trec în alte secții, în anul 3 trec în alte secții, încât în 5 ani putem asigura în toate secțiile o asistență bună și o instruire de calitate. Deci, înțeleg, peste tot e nevoie. Peste tot. La oftalmologie înțeleg că nu sunt rezidenți. La secția de interne, din nou, păi, sunt foarte puțini. Acum, dacă 48 cât ni s-au repartizat, îi împărțim la 21 de specialități, ce înseamnă? Câte doi pe fiecare. Acum, nu este chiar așa. Să spunem, la medicina familiei s-au dat 8, pe când la multe specialități chirurgicale câte 1. Unul la oftalmologie, unul la ORL, unul sau doi la chirurgie plastică. Deci toată lumea suferă prin această repartiție deficitară. Și la serviciul de urgență este... La serviciul de urgență au fost repartizați 5 medici rezidenți. Problema mare acolo este a specialiștilor, a titularilor. Acolo ar trebui încadrați cu mulți specialiști, cu mulți titulari. Sigur, și ai noștri 5 sunt puțini, ar fi bun și 10 și 15, dar marea problemă acolo, asigurarea personalului angajat permanent, adică medic primar, medic specialist, asistente medicale instruiți în domeniul urgenței. Este un serviciu greu, lumea stă mai puțin aici, schimbă serviciu, trece în altă specialitate, e un deficit grozav. Ce se va întâmpla cu absolvenții care nu vor prinde un loc la rezidențiat? Acum, aveți primul lucru ar fi 11 absolvenți și 48 de locuri. Da. Ce se întâmplă? Se suplimentează poate locurile cu 10, 20, dar prima etapă ar fi noi să facem demersurile necesare și cifra să crească. Și posibil. Ce se întâmplă cu ceilalți? Exact. O variantă, aleg alt centru universitar. Dar ei sunt brașoveni, locuiesc în Brașov, au familia în Brașov, au salariu și bursa așa mică cum am discutat sau cum am lăsat să se înțeleagă și atunci el e nevoit să meargă într-un alt centru universitar, să spunem, la Craiova sau la Târgu Mureș, unde am văzut că sunt sute de locuri în plus. El va sta acolo, va cheltui mai mult și va fi instruit de acei oameni. O variantă. Altă variantă care în ultimii ani începe să fie tot mai în discuție... Plecarea în străinătate. Plecarea în străinătate. Da. Salariile sunt mult noi mai putem bune. Înțelege gândul unui om de a locui, a învăța și a trăi în altă parte. Mai ales după 2007 îl înțelegem foarte exact. Dar problema e să nu-l determinăm noi să facă acest pas. Dacă planul lui este să învețe și să studieze la Heidelberg, e bine să se ducă acolo. Dar să nu-l silim noi, să nu-l împingem de la spate să ajungă acolo, să fie motivația sa personală dictată de rațiuni diverse, dar nu să fie brânciul care îl dă, ce știu, un președinte, un director, un doctor, un ministru sau altcineva. Asta este de evitat. Altfel, omul e liber să-și aleagă și să practice ceea ce îi place mai mult. Dar sunt situații când noi îl forțăm și îl ducem într-o astfel de situație. Dar au plecat mii de medici, pregătim studenții și practic îi exportăm cu ghilimelele de rigoare. Vorbim de fenomenul exodul medicilor. Aveți dreptate. În 2007, la o reuniune medicală, am prezentat un referat, o mică lucrare despre medicii din Spitalul Județean care au emigrat în perioada 91-2007, dar eram în 2007, an considerat, nu știu cum, acum de vârf al economiei. Între 90 și 2007 am analizat
toate cazurile medicilor din Spitalul Județean Brașov care au plecat în străinătate. Și concluzia era una destul de favorabilă. Puțină lume din Brașov, comparativ cu alte zone ale țării, au părăsit spitalul. Un specialist nemulțumit, vreo doi stomatologi care, sigur, vorbind de câștig, știm cât câștigă prin alte părți, adică cauze sau cazuri justificate. Nu era o cifră scandaloasă, o cifră, cum vă spun, cine dorește și poate să facă. Din 2007 încoace... Lucrurile s-au schimbat. S-au rostogolit. Sunt absolvenți care pleacă înainte de a da examenul de rezidențial. Deci au terminat facultatea și mâine pleacă. Ce o fi acolo? Câtă germană, engleză, franceză știe? Câtă medicină știe? Va vedea. Alții care pleacă în timpul rezidențiatului. Unii pleacă cu burse, pleacă pe perioadă limitată și se întorc. E considerat stagiul de rezidențiat. Ministerul poate recunoaște aceste stagii făcute la spitale, facultăți din afara țării. Dar unii dintre ei nu se mai întorc. Asta este abandonează problemat. Forma de pregătire, trec în altă pregătire, aici erau psihiatrii, acolo după un an sunt specialiști în balneofizioterapie, nu-și găsesc toți loc. E o greutate de adaptare și la învățământul german, să zic, este o greutate de a găsi post și în acea țară. Pacientul are totuși caracteristici legate de locul nașterii și de stilul de viață, care nu sunt superpozabile nici în Anver, nici în Brașov. Trebuie să ai apropierea față de bolnav. Sunt greutăți pe care nu toți le recunosc. Dar cu toate acestea sunt 2-3 mii de medici rezidenți care au plecat anual din 2007 până în acest moment. Vorbim undeva de 15, peste 15 mii. Cam așa se pare, adică medici. Este ceea ce numim și noastră criză. Aici este criză. Aici exact. Este criză. Rămânem fără medici. Am trecut medici. De la impas la criză. Exact. Sigur, este și în atribuția noastră să găsim o soluție, dar sunt și alte persoane care ar trebui să găsească niște modalități de salarizare, de asigurarea condițiilor de viață. Lucruri mici, dar care duc la rezultate mari. Spuneți-mi, a crescut numărul bobocilor la Facultatea de Medicină? Sunt interesați studenții? Numărul lor este mai mic, mai mare? Tinerii sunt extrem de interesați. Concurența la admitere este foarte mare. Numărul celor care încep facultatea este dat de Ministerul Educației. Da? Este un plan național, există o agenție care reglementează numărul locurilor pentru facultăți și în ultimii ani cifra noastră de școlarizare la medicină, la specialitatea medicină generală a fost în jur de 100, cu mici variații. V-am spus anul ăsta 111, poate anii trecuți 90-92, deci cifra medie în jurul cifrei de 100. Dar s-au amplificat posibilitățile de instruire. Adică în afara medicinii generale, absolvenților medici, pregătim absolvenți de asistență medicală. Asistența medicală acum necesită studii universitare. În afara asistenței medicale am desfășurat un program de balneofizioterapie de 3 ani, cu 30 de locuri. Și ei vor deveni balneofizioterapeuți. De anul trecut a apărut specializarea laborator clinic, care iarăși are câteva grupe. Deci pregătim mai mult decât medici, pregătim 4 specializări. Aia înseamnă totuși o cifră mare de școlarizare, înseamnă necesitatea de cadre didactice, dezvoltarea bazei materiale, o legătură mai strânsă cu universitatea pentru a le asigura. Deci un proces educativ tot mai dezvoltat. Anul acesta ați avut cea mai numeroasă promoție, dacă nu mă înșel. Da, ca cifră, 111, 2-3 n-au intrat în licență, deci se pare cea mai mare, dar cifrele în jurul valorii de 100, nu sunt variații mari de la an. Sperăm să nu fie și aici, tot așa să apară o listă cu 48. Sperăm că nu. Sperăm că ați nu. Depus și un memoriu la Ministerul Sănătății pentru suplimentarea locurilor la rezidențiat. Ați primit vreun răspuns? Da. Ce
Deci, pași ați făcut în acest sens? Prima dată am rămas uimiți. Deci când am citit în ziar și pe site-ul Ministerului, prima reacție a fost uimirea. 48, deci la 79, 80 sau mai mulți, 48. Prima a fost o uimire care a ținut 5 minute 10. După aceea ne-am întrunit cadre didactice, studenți, rezidenți, conducerea ale spitalului, să dezbatem ce e asta. A ce fost al doilea pas. Da. Bine, asta a mers rapid. Al treilea pas am zis, convocăm o conferință de presă. Dumneavoastră, colegii, dumneavoastră, radio, haideți să vă spunem, să vă dăm hârtii, să vă dăm cifre, să vă explicăm. A avut ecou. A avut ecou. Presa, televiziunea a prezentat obiectiv lucrurile. A mers mai departe. Un memoriu adresat Direcției Resurse Umane și contencios din Ministerul Sănătății, care bănuim că a avut în atribuție această repartiție. Pasul următor. Memoriu adresat ministrului. Domnule ministru, și cu text, cu justificări, o parte din lucruri de aici, altele la care și-au adus contribuția conducerea universității și am adresat memoriu ministrului. Al pas. Am informat și Consiliul Județean. Nu ne apropiem noi de latura politică sau nu e influențat, dar ca administrator al marilor unități spitalicești din județ, am considerat că trebuie informat să cunoască situația. Ați primit vreun răspuns până acum? V-aș fi spus. Sperăm că veți primi în curând. Sunt și răspunsuri care nu se dau de mine. Sperăm că veți primi în curând. Vă mulțumesc. Alt pas... Spuneți, vă rog. Da, am mai făcut un pas. Plănuim o audiență la ministru. Sigur că aici trebuie să faci o cerere cu anumit formular. Ministrul are audiență când are dânsul, dar mai au secretarii de stat, mai are cabinetul, mai hârtia aceea trebuie să ajungă nu știu unde, să te programeze. Nu-i văd audiență. Sperăm că lucrurile se vor rezolva și locurile vor fi mai multe pentru rezidenți. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi. Sunt Diana Goșman, vă doresc numai bine. Rămâneți în actualitate. La revedere!